sau cu căință, să fiu mângăiat. Iisus, Iisus, strigă inima spre spre alții veși milă de sus, fă-mi și mie așa. Versetul 4, să-l cântăm conștienți că e o rugăciune. Ești izvor de bucurie, orice vină ștergi. Pacea ta mi-o dai tu mie, partea mea tu ești. Ești izvor de bucurie, orice vină ștergi, pacea ta mi-o dai tu mie, partea mea tu ești. Iisus, strigă inima spre alții veși milă de sus, fă-mi și mie așa. Haideți să plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca binecuvântarea Lui să fie peste ființele noastre în seara aceasta și nu numai peste noi, și peste toți acei care își îndreaptă inima și gândul și strigă din adâncul sufletului către El. Tată iubit, cu bucurie iată ne stăm înaintea Ta în lăcașul Tău de închinare și dorim să-ți dăm slavă. Îți dăm slavă, Doamne, pentru această oportunitate minunată prin care putem să fim din nou împreună la închinare. Doamne, am vrea așa de mult ca inima noastră să plece înaintea Ta, dându-ți cinste, dându-ți onoare că meriți, Tu ești suprem, Tu ești Dumnezeul nostru. De aceea, Doamne, în seara aceasta Te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare inimă în parte. Doamne, dacă ai orientat inima aici întristate, Te rugăm să aduci mângâiere prin Duhul Sfânt. Dacă au venit, Doamne, aici inimi care strigă către Tine după ajutor, fii Tu și întinde-ți mâna Ta cu ajutorul Tău. Doamne, dacă sunt inimi care strigă de bucurie că mult bine ai făcut în viață, ascultă bucuria, Doamne. Ascultă strigătul inimii fiecăruia și ia aminte la strigătul nostru. Doamne, noi ne încredem în Tine, de aceea venim înaintea Ta cu credință și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ne asculți. Încă o dată Te rog, Tată Ceresc, hrănește-ne sufletul în seara aceasta, ca cu toții să putem să spunem, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.
Haideți așa cum stăm în picioare să dăm citire cuvântului Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Vom citi trei versete, versetul 29 în continuare. Luca 24. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședeau la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Amin. Amin. Ocupăm locurile și mai cântăm un verset. Cântarea potrivită cu textul care a fost citit, 601. Este iarăși o rugăciune și aș vrea să intrăm în această atmosferă a rugăciunii, în prezența Domnului. Rămâi cu noi, căci iată vine seara, ziua s-a dus de parcă a zburat. Fără de tine, Doamne, ce ne-am face pe marea vieții când s-a întunecat? Rămâi cu noi, căci iată vine seara, ziua s-a dus de parcă a zburat. Fără de tine, Doamne, ce ne-am face pe marea vieții când s-a întunecat? Rămâi cu noi, rămâi cu noi, da, rămâi cu noi. Cel înviat ne-a apărut și nouă, atâta timp cât nu l-am cunoscut, n-am înțeles măreața lui jertfire, ce pentru noi din dragoste a făcut. Doamne, umbrele pierde dinaintea ta. Tu fiind cu noi, se duc durerea mare. Primim în schimb din mângăierea ta. Fie binecuvântat numele Domnului, pentru că prin harul său, iată, din nou putem să fim împreună cu El și împreună cu alții la închinare. Slăvit să fie Domnul! Este un prilej de bucurie. Într-o vreme ca aceasta, când atâtea lucruri se abat peste ființa omului, noi, și nu numai, și toți acei care și-au pus nădejdea în Domnul,
să treacă plin de bucurie prin toate aceste lucruri care vor să împreteze inima și întreaga ființa omului. Am citit acest cuvânt și m-am oprit la el și am zis în lăuntru inimii mele, doi oameni dezamăgiți. Și apoi m-am uitat la mine și am zis, Doamne, de câte ori n-am trecut și eu dezamăgit pe cale? Doi oameni dezamăgiți care se duceau pe un drum spre casa lor, dar fără nădejde. De câte ori nu plecăm și noi la drum și parcă nădejdea, parcă puterea, parcă speranța nu ne mai găsește. Suntem abătuți. De ce? Pentru că lăsăm ca grijurile care ne înconjoară să încarce mintea noastră. Încărcându-se în mintea cu aceste grijuri din jurul nostru, care vor să năvălească asupra noastră, parcă pierdem izul, pierdem gustul, pierdem nădejdea. Și deznădăjduiți, parcă încercăm să ne uităm în stânga și în dreapta. Și am zis, doi oameni deznădăjduiți se duc la țară. Și se întreabă între ei, oare ce-o-mi face? Nădejdea noastră s-a dus. Speranța noastră nu mai este. Cât de bine a fost cât am fost cu el. Acum suntem singuri. Și aș vrea să pun această întrebare fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să ne gândim adânc. N-am avut un moment când am trecut prin această stare? Singur pe cale? N-am avut momentul acela când am zis, nu mai am pe nimeni. Chiar și nici Domnul nu se mai uită la mine. N-ai avut un moment când parcă te-ai simțit singur de tot, desnădăjduit. Aș vrea ca în seara aceasta să ne uităm în adâncul inimii noastre și să ne uităm la acești doi oameni, să vedem un lucru deosebit la ei. În momentul când a ajuns să despartă de acest necunoscut, au stăruit. De ce? Pentru că cuvântul pe care el îl aducea înaintea lor le ardea inima. Le producea în ei o bucurie, o satisfacție deosebită, pentru că le deschidea scripturile. Și au stăruit de el, nu pleca, rămâi cu noi. Am descoperit că în stăruință ai beneficiu. Chiar și de la oameni, cu atât mai mult de la Dumnezeu. În momentul când Domnul Iisus intră în casă cu ei, observăm că atunci îi se destăinuiește marea minune. Nu era un oarecare, nu era un străin de pe drum, nu era un om învățat, și era chiar Iisus. În momentul când Domnul începe să-și desfășoare activitatea ca altă dată, binecuvântând pe Tatăl pentru pâine, în momentul acela ucenicilor li se deschid ochii și îl văd. Aș vrea ca în seara aceasta să ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu și să ne recunoaștem stările noastre de eșec. Starea când am avut momentele acelea când am spus sunt singur. Nu mai am pe nimeni. În momentul acesta, Domnul Iisus este gata să descopere, să spună, sunt alături, sunt lângă tine,
Merg cu tine pe cale. Nu m-ai simțit? Fie ca Domnul să ne sensibilizeze inima și mintea și ochii inimii ca să-L putem vedea că este chiar cu noi. Aș vrea să ne ridicăm și să mergem în închinare înaintea lui Dumnezeu, cerându-i ca să ne sensibilizeze și inima, și mintea, și întreaga ființa, ca să-L putem simți, să simțim și să putem să beneficiem de binecuvântările Lui. Un frate și o soră, alternativ, ne vom ruga. În aceste clipe de seară, venim să ne închinăm înaintea Ta și să-ți mulțumim, să-ți mulțumim pentru ceea ce ne-ai pus în fața noastră. Doamne, într-adevăr, ucenicii în acel moment trăiau disperarea că învățătorul lor a fost crucificat. Dar Tu ai fost mângâierea lor în momentul când Te-ai descoperit. Doamne, mulțumim că Te-ai descoperit și nouă și ești Mântuitorul nostru. Și din momentul când Te-am primit în inima mea, în casa noastră, nu ne-ai mai părăsit niciodată. Mulțumim, Doamne, că Tu ești cu noi, cu copiii noștri, cu cei ce se încred în Tine. În mâna Ta încredințăm și pe cei care s-au dus în diferite locuri să vestească cuvântul. Cât mai mult să Te primească pe Tine, să aibă parte de această bucurie și această fericire care am avut și noi. Te rugăm pentru familia care a trecut prin încercare să o binecuvintezi și să o mângâi. Și binecuvântează-ți mai departe cuvântul Tău. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru toată purtarea Ta de grijă. Îți mulțumesc pentru că ne iubești și că ești alături de noi în orice situație. Amin. Slavă. Iisus, îți mulțumesc pentru ce zici. Îți mulțumesc că mai dus aici cu mine. Îți mulțumesc că ești cu mine întotdeauna și te rog că să mă ajut să fiu credincios ție. Amin. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc pentru că ești cu mine întotdeauna și când cred că sunt singură, Tu ești acolo, Doamne, și mă ajut. Te rog ca să mă binecuvintez și ca să mă ajut ca să te caut pe Tine în tot ce fac. Amin. Amin. Doamne, Tată Sfânt, ajută-mă să întotdeauna să fiu gata să-ți ascult glasul Tău încet și te rog îndură-te de familia Losna în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc din toată inima că niciodată nu m-ai lăsat și că ai promis că ești cu mine totdeauna. Te rog să mă ajut niciodată să nu uit acest lucru și te rog din toată inima să mă ajut să te caut. Amin. Dear Lord, thank You for this day. Thank You for dying on the cross for our sins, Lord. Please let me to be an example for You to others, Lord. And please help me to help my father to come to You, Lord. I pray in Your name, Amen. Doamne Iisus, îmi mulțumesc că totdeauna ești cu mine și te rog ca să mă ajut și eu totdeauna să stau pe calea Ta. Amin. Doamne Iisus, îmi mulțumim pentru seara aceasta și mulțumim că am putut să venim în casa Ta și mulțumim că ești cu noi totdeauna și nu ne lași. Te rog să mă ajut să vin cu problemele la Tine mai mult. Doamne Iisus, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumesc din adâncul inimii că ești foarte mare și foarte vrednic de laudă și mulțumesc că ești sfânt și îți mulțumesc că bunătatea Ta e revărsată și peste mine și casa mea. Mulțumesc că mi-ai deschis ochii să te văd și să cunosc bunătatea Ta care o reverși peste noi în fiecare zi, deși de multe ori nu merităm, Doamne. Slavă Ție că ne călăuzești în toate lucrurile și pentru bunătatea fără de margini și pentru dragostea cu care ne înconjori în fiecare clipă, doresc să-ți rămânem recunoscători. În numele Domnului Iisus, ascultă-ne, te rugăm. Amin. Amin. Doamne, Tată, te rog și eu, Doamne, să mă ierți pentru că de atâtea ori, Doamne, când am avut probleme, Doamne, n-am ascultat, Doamne, de călăuzirea Ta, Doamne, și le-am rezolvat, Doamne, după bunul meu plac, Doamne, și am cerut ajutorul oamenilor, Doamne. Te rog, Tată, ajută-mă să mă încred în Tine, Doamne, ajută-mă să ascult de călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, și întotdeauna să pun problemele la picioarele Tale. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc că putem să fim în casa Ta. Îți mulțumesc că întotdeauna ești cu mine și te rog ca să mă ajut ca să te slăvesc prin tot ce fac. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc că am venit în casa Ta. Te rog ajută-mă să nu mă îngrijorez. Te rog ajută-mă să te ascult și te rog ajută-mă să-mi prietenesc cu Andrei. Amin. Amin. Doamne,
Doamne, să-ți mulțumesc așa, Doamne, că Tu ești mântuitorul meu și ajutorul meu și trog, Doamne, Tu să fie cu toți cei care trec prin cei care acum, trog, Doamne, Tu să le dai mânghiere și să-i întărești. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că suntem copiii Tăi și îți mulțumim, Doamne, că Tu întotdeauna ești cu noi, deși noi nu vedem întotdeauna, Doamne. Deschide-ne ochii, Doamne, ca să Te vedem pe Tine întotdeauna și ajută-ne ca să ne punem toată încrederea în Tine, Doamne, Amin. Și să nu ne îngrijorăm fără rost, Doamne. Te rugăm, fii cu noi și ajută-ne ca întotdeauna să Te onorăm pe Tine cu, prin credința noastră adâncă față de Tine. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, și eu că ești Tatăl meu și Mântuitorul meu, Doamne, vin în această seară, Doamne, cu toate îngrijorările mele la picioarele Tale și ajută-mă, Doamne, să Te simt aproape, Doamne. Te rog, Doamne, să Te înduri în continuare de Tati și îți mulțumesc. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, Tatăl care ești în cer, pentru că Tu ești cu mine în fiecare zi. Slavă Ție. Trebuie să fii în continuare, Doamne, să mă călăuzești, să mă întărești în Tine, Doamne. Mă rog, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată din ceruri, îți mulțumesc în numele și pentru meritele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, că ești nădejdea mea totdeauna. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău cel Sfânt din seara aceasta. Îți mulțumesc, Domnul Iisus, că ne aduce aminte că Tu ești Dumnezeul care ne cauți. Tu ești Dumnezeul care Te apropii de noi și ne descoperi cuvântul Tău dătător de viață veșnică. Vreau în continuare, Doamne, să-ți cer ajutorul Tău, sprijinul Tău prin toate problemele prin care trec. Ascultă, îți mulțumesc că dragostea Ta este suficientă. Ajută-mă, Doamne, să Te pot mărturisi. Te rugăm. Și ajută pe oameni să poată înțelege. Deschide-le ochii și inima să Te primească ca Mântuitor și Domn în viața lor. Amin. Îți mulțumesc, Tată Bun din ceruri, că m-ai mântuit și îți mulțumesc că Tu mă porți în carul de toate biruințe, Doamne. Te rog să mă ajut să Te recunosc în căile mele și pe toți cei dragi ai mei, Doamne, să Te primească. Amin. Amin. Mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, pentru dragostea și bunătatea care Ți-a arătat-o acolo la cruce, Doamne. Mulțumim că prin Domnul Iisus, Doamne, mi-ai dat și mie această posibilitate să intru în harul Tău, Doamne, să mă numesc copilul Tău. Mulțumesc pentru bunătatea și dragostea care Ți-a arătat-o până în prezent față de mine, Doamne, și față de familia mea. Mulțumim de toate binecuvântările de care ne-ai făcut parte până în prezent. Binecuvântări pe care nu le merităm, dar slavă Ție, Doamne, că așa ai îngăduit Tu, Doamne. Ajută-ne și ajută-mă personal, Doamne, și familia mea, Doamne, să rămânem credincioși Ție și adevărului Tău, indiferent prin ce situații vei îngădui să trecem, Doamne. Ținta noastră să fie acolo la cruce, la Domnul Iisus. Mulțumim și pentru tinerii din biserica aceasta, Te rugăm, Doamne, să-i păstrezi în harul Tău, Doamne, să-i binecuvintezi, Doamne, cu o trăire după voia Ta. Mulțumim că ne vei asculta, Doamne, și vei face mai mult decât știm noi să-și cerem. Slăviți să-ți fie numele, în numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, să-ți mulțumesc pentru această zi și îți mulțumesc că ești cu noi și că nu ne lași și Te rog să ne ajuți pe toată lumea care merge mâine. Te laud și Te binecuvântez, Tată, pentru că ești bun cu mine și harul Tău este nemăsurat și de neînțeles, Doamne. Și mă bucur pentru toate binecuvântările Tale și Te rog le faci să curgă din viața mea și în jurul meu, în familia mea și la servici față de clienți. Mulțumesc pentru cuvântul Tău care este lumină și o candelă pe cărare și Te rog să-L faci să lucreze cu putere în viața mea. Amin. Dearly Father, thank You that I got the opportunity to come freely to church and please bless all those who don't know You. Please bless those who are sick. If it is Your will, please heal them and thank You that You are with me all my days and just help me to be a good example for all those. Mă închin, Doamne, și eu înaintea Ta și îți mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că așa cum Te-ai descoperit ucenicilor, Doamne, Tu Te-ai descoperit și nouă, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să fim recunoscători pentru tot ce ai făcut, Doamne.
rugă pentru noi, Doamne Iisuse, și te rog, Doamne, să mă ierți pentru clipele care nu te-am căutat. Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru mine. Amin. Doamne Iisuse, mulțumim pentru ziua aceasta și te rog să binecuvintezi pe toți cei care au ajutat la VBS și te rog să ajuți pentru cei care merg la tabără mâine să ajungă cu bine și mulțumim că ne iubești și cu noi. Amin. Doamne, Tată din ceruri, și eu îți mulțumesc pentru seara aceasta că sunt aici împreună cu frații și surorile. Mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, Doamne. Mulțumim pentru toate rugăciunile care ne-ai ascultat. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai căutat întâi și ne-ai găsit, Doamne, și ajută-ne să rămânem pe calea Ta, pentru toate să fii slăvit în veci de veci. Amin. Doamne, îți mulțumesc că ești bun și te rog, și îți mulțumesc că Tu răspunzi rugăciunile noastre și te rog, dacă vrei, să se întoarcă toate rodele noastre la Tine. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea Ta către mine în toate felurile și te rog ca să mă ajuți ca să totdeauna să am mulțumire în inimă și te rog ca să mă ajut ca să arăt această mulțumire în jurul meu, în special în mărturia mea în lumea aceasta. Amin. Dorim ca în continuare să amintim și bolnavii bisericii noastre, bătrânii, și aducem înaintea Domnului ca Domnul să îndure de ei. Am cântat cântări din secțiunea aceasta cărții de cântări numită Îndurarea Domnului și cred că e potrivit să ne amintim mereu de îndurările Lui pe care El le-a vărsat față de noi. Și din aceeași secțiune din Îndurarea Domnului vom cânta acum o altă cântare. 148. Să-i spun lui Iisus orice durere ce câteodată mă apasă greu. El mă ajută și îmi dă scăpare, El mă păzește de orice rău. 148. Să-i spun lui Iisus orice durere ce câteodată mă apasă greu, El mă ajută și-mi dă scăpare, El mă păzește de orice rău. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Să-i spun lui Iisus oricâte grijuri, El mi-e amicul cel îndurat. Îmi dă scăpare când vin la Domnul și mântuire de orice păcat. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scapă de grija mea. Cum ar vrea, în loc să ne gândim la poverile noastre, la greutățile noastre, la grijurile noastre, să gândim la poverile și greutățile altora. Și fiecare când ne rugăm să ne gândim la o persoană care are nevoie să fie întărită, să fie înconjurată de rugăciune și de puterea Domnului și să amintim acea persoană înaintea Domnului cu probleme. Unii sunt bolnavi, alții sunt
abătuți, alții sunt rătăciți spiritual, alții sunt nemântuiți. Dacă nu putem pomeni numele persoanei, doar să spunem, Doamne, Tu știi persoana la care mă gândesc acum, știi greutățile și problemele, spune-le înaintea Domnului și roagă-te, mijlocește pentru cineva care crezi că are poveri și greutăți și care are nevoie de rugăciune. Ne ridicăm și continuăm să ne rugăm. Slăvești și îți mulțumesc pentru bunătatea și îndurarea ta și vreau să te rog pentru fratele Mitică Losneanu să-l întărești și să-l binecuvintezi, să-l scap de durerile și despărțirii de soția lui. Da. Mulțumesc că ești aproape și ne credem în tine. Slavă ție! Amin! Amin! Doamne, Tată, mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să ajungem aici cu bine. Doamne, în mod special, mă rog pentru fratele meu ca să-l întorci la tine. Amin! Amin! Și eu vin înaintea ta, Tată, și îți mulțumesc pentru toate binecuvântările care le revești asupra mea și îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătatea ta. Te rog, Doamne, să fii în mod special cu Julie Părăgă, Doamne, Tu să amin. Dacă este voia ta și să asculti rugăciunile familiei. Amin. Amin. Dear God, thank you for this day and that I could come to church and that I'd be a good example for those around me and that I'd be a light for others. And for all the sick people, that they be healed. And for all the missionaries, that they be safe and that you be with them. Amen. Amin. Doamne, te rog pentru toți misionarii care sunt persecutați pe primul tău, să-i ții tu tare în credință și să faci tu lumină acolo unde sunt. Amin. Și eu îți mulțumesc pentru timpul acesta în numele Domnului Iisus Hristos. Vreau și eu să te rog pentru mami să-i dai sănătate. Amin. Câte zile mari pe acest pământ și putere, Doamne. Și îți mulțumim că Tu ne asculți. Amin. Amin. Tată, să vă mulțumesc pentru că ne-ai adus pe toți aici cu bine și te rog în special să fii cu familia Lozneanu în timpul ăsta de încercare și te rog ca să fii tăria lor. Amin. Amin. Dear God, please be with me to love you more and to read the Bible more often and thank you that I could come to church today and for me to listen to my mom and amen. Amin. Mă închin și eu înaintea ta, Doamne, și îți mulțumesc pentru binecuvântarea care o avem ca să aducem cerințele noastre la picioarele tale. Da, da. Vreau în primul rând, Doamne, să-ți aduc mulțumirile mele, Doamne, și vreau să-ți mulțumesc că ești atât de bun cu mine și cu întreaga mea familie. Te laud, Tată Ceresc. Vreau în clipele acestea să te rog să privești spre familia Pisău, Doamne, să te plinși și de fratele și de sora, te rugăm, Doamne, să Doamne. Îi întărești în bătrânețile lor, Doamne, amin. Să le alinti orice durere, Tată Ceresc, și să fii nădejdea lor. Te rog, de asemenea, răspundele rugăciunilor lor, privire la fiul lor, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rog, cercetează-l Dumnezeul meu și deschide inima ca să te primească. În numele Fiului Tău, te rog. Amin. Amin. Domnul meu, fiind și înaintea ta în această masă și vreau să te rog pentru bunicile mele să le dai sănătate și în special aș dori să te mai cercetezi tu și să le dai mântuirea ta. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Amin. Tată, ceresc, vin și eu înaintea ta, Doamne, și aș vrea să mă rog pentru bunicii mei, Doamne. Îți mulțumesc așa de mult că toți sunt credincioși, Doamne. Îți mulțumesc pentru că i-ai ținut în viață și le-ai dat sănătate. Te rog frumos, Doamne, la bătrânețea lor, Doamne, ca să rămână tare în credință, Doamne, și orice slăbiciuni care o au sau o să le aibă, Doamne, te rog frumos să fii Tu puterea lor, Doamne, să le ții aproape de Tine și numai Tu știi zilele care le mai au, Doamne, te rog frumos să le binecuvintezi, Doamne, și să-i ții sănătoși. Amin. Amin. Doamne, te rog și eu pentru unchiul meu Linat, care a crescut în biserică, a cunoscut cuvântul Tău, dar s-a îndepărtat. Te rog să-l cercetezi acum și să-l aduci înapoi în casa Ta. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această seară. Te rog să fii cu familia lor, Doamne, te rog să ne întrești, te rog să întoarci pe toți care nu Te cunosc și te rog să fii cu cei bolnavi și să fii cu familiile lor. Amin. Amin. Tată bun, doresc să înalți numele Tău cel Sfânt și atot puternic și mântuitor. Îți mulțumesc pentru harul de care ne faci parte să mijlocim unii pentru alții. Da. Te rog și eu în mod special pentru fratele meu Ilie, pentru problemele lui de sănătate cu inima și trupul lui. Te rog să vină ajutorul lui. Te rog și pentru Marinela, Doamne. Da, te rog Doamne. De asemenea și pentru Jean Moanță, Doamne, să te atingi de ei după nevoile lor. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru ziua aceasta și îți mulțumesc că am putut să venim astăzi în casa Ta, Doamne, te rog să mângâi pe familia Lozneanu, Doamne, și te rog să fii și cu oamenii bolnavi, Doamne, să-i binești dacă este voia Ta și să-L ajuți și pe tatăl meu să poată să Te cunoască. Amin. Amin. Mulțumesc, Tată Ceresc, pentru că Tu ești turnul nostru de scăpar și stăția noastră în care ne încredem. În această seară, te rog, Doamne, pentru socru, să-L binecuvintezi, Doamne, să-L întărești, Doamne, să-L vindești pe deplin. Amin. Amin.
Tăticule, îți mulțumesc pentru darul minunat care l-a revărsat și peste mine, Doamne, și m-ai mântuit, de aceea te rog în continuare să te înduri de fratele meu și de soția lui și mai ales de Mary Lou, să-i ajut să te cunoască. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc că am putut să vin în biserică și te rog ca să ajut pe toți care sunt bolnavi să le ating și ca să heal și dacă și te rog ca să mă ajut pe mine ca să mă apropii de tine și ca să găsesc toată pleasure în tine. Amin. Amin. Tată bun, vin la picioarele tale, să-ți mulțumesc că sunt copilul tău și acum, Doamne, nu mai sunt singură cu îngrijorările mele, slavă problemele ție. Mele, Doamne. Doamne, te rog să-mi binecuvântez nepoțelele, Doamne, și alături de ei pe toți copiii casei tale, Doamne, să-i țin dragostea ta, Doamne, aproape de tine, Doamne, și fiecare la vremea potrivită să te aleagă ca Domn și Mântuitor. Și în mod special, în seara aceasta, te rog pentru sora Victorița, Doamne, să întărești în bătrânețile ei, Doamne, și mai ales ascult rugăciunile ei pentru nepoții ei, Doamne, și alături de ei să aduci la pocăință și pe cei dragi ai mei din familia noastră, fiindcă te rog în numele scump al Domnului nostru Iisus, prin Duhul cel Sfânt. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Doamne, pentru că pot să fiu înapoi la închinare împreună cu frații și surorile mele. Mulțumesc pentru că ascult rugăciunile noastre și, Doamne, te rog și eu în continuare pentru mama mea să o binecuvintez și să... Amin. O întărește în suferința ei, Doamne, și să-i ușurezi durerile, Doamne, și te rog în această seară cuvântul tău să lucreze în viața noastră în continuare. Amin. Amin. Tată Ceresc, slăvit să fie numele tău, facă-se voia ta, Doamne, da. Precum în cer, așa și pe pământ. Tu toate le știi și le aduc înaintea ta mereu și mereu să te înduri, Doamne, și să ne scoți la loc larg, te rog să binecuvintez pe mânica. Amin. Te rugăm, Doamne. Te rog și pentru Julia, Doamne, să-i dai sănătate și putere și poftă de mâncare. Te rog pentru mătușa Feliciei, Doamne, să-i dai sănătate și binecuvântare în familie și pentru cei bătrânei mei dragi, te rog să te înduri de ei, că nu mai pot și nu mai știu și îți mulțumesc. Amin. Amin. Doamne, Tată, te rog și pentru bunica mea să-i dai încă sănătate, să-i dai putere, Doamne, și în special pentru mama lui tata, Doamne, să faci ea să te cunoască pe tine, Doamne, iar biserica noastră, în mod special, te rog pentru sora Marusia, să o întărești. Amin. Amin. Doamne, vin și eu înaintea ta să-ți mulțumesc pentru că ești bun și rugăciunile noastre ajung până la tine. Te rog și eu să binecuvintez pe Monica în mod special și să-i dai biruință Amin. În încercarea aceasta în care se află. Te rog să îi protejezi mintea și inima și ajută să-și pună toată încrederea în tine și să nu dea ascultare glasului celui rău. Te rog, întărește și binecuvintează să te cunoască pe tine și să te vadă în toată splendoarea Amin. Ta. Amin. Amin. Doamne, Tată, și eu vin înaintea ta în această seară și te rog mult special pentru nepoții mei, Doamne, care nu au cunoscut mântuirea ta, Doamne, te rog să te înduri de inimă, Amin. Doamne, și să le dai mântuire și te rugăm, special, Doamne. Te rog pentru părinților, Doamne, să le dai înțelepciune și putere și să le dai tunătește că va veni și ziua mântuirii pentru copiilor. Îți mulțumesc, Doamne, că am venit în casa ta și că m-ai primit. Slavă ție. Îți mulțumesc. Și te rog frumos să ia de la mine și de la alții, pentru că prea multe binecuvântări îmi dai care nu le merit. Ajută-mă, Doamne, să fiu vrednică de binecuvântările tale. Dură-te, Doamne. Îți mulțumesc. Vreau să mă rog la tine doar cu mulțumire, pentru că nu merit cât îmi dai. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Da, Doamne. Amin. 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 Da, vii și înaintea ta și îți mulțumesc că tu ești cu mine și în bucurii și în întristări, Doamne. Slavă ție. Te rog să mă faci o lumină acolo unde m-ai pus la serviciu, Doamne, și te rog pentru cei din familia mea care nu te cunosc pe tine, Doamne, ajută-mă să fiu o lumină și pentru ei. Amin. Amin. Te laud și îți mulțumesc, Tată, că
am putut veni înaintea Ta, îți mulțumim că ne primești așa cum suntem. Te rugăm, Doamne, să ne curățești, să ne sfințești, Doamne, și să Te înduri de cei dragi din familiile noastre și să-i întorci la Tine, să ne faci bucuria aceasta. Te rog pentru familia Pobega să-i binecuvintezi Tu și să le dai sănătate și rugăm, pace, Doamne, bucurie, liniște, Doamne. Te rog și pentru colega mea de serviciu, Livia, Doamne, lucrează la mintea ei și dă-i Tu putere și înțelepciune și ajută-ne ca în toate să fim lumină. Amin. Amin. Doamne, Tată, vin și eu și îți mulțumesc pentru seara aceasta și te rog și eu să fiu cu părinții noștri, cu toți cei dragi ai noștri, care, dintre care unii nu Te cunosc. Te rog, da, să te apropii de ei, Doamne, și te rog în mod special pentru verișoarele mele care au probleme în familie. Te rog să ai milă de ele. Amin. Doamne, și te rog să le ajut să găsească calea care Tu o vrei. Te rugăm. În numele Domnului Iisus, te rog. Amin. Amin. Ocupăm locurile și acum cântăm o cântare, 199. În timpul acesta ne închinăm și cu darurile noastre înainte lui Dumnezeu. 199. Vreau să am pe Iisus cu mine, că nu pot merge singur. Am să simt a Lui prezență, pe a Lui braț eu sunt sigur. Vreau să am pe Iisus cu mine, că nu pot merge singur. Am să simt a Lui prezență, pe-a Lui braț eu sunt sigur. Cu al meu Domn am să mă tem, mă las dus unde vrea El. Fără de murmur voi să merg în urma Domnului meu. Vreau să-mi pe Iisus cu mine, căci credința mea-i slabă. El îmi dă bune cuvinte, har și pace El îmi dă. Cu al meu Domn am să mă tem, mă las dus unde vrea El. Fără de murmur voi să merg în urma Domnului meu. Fie ca Domnul să primească toate rugăciunile care au fost aduse și adresate și în această seară. Amin. Văd pe fratele Nelu în mijlocul nostru, dacă vrea să ne acum, salturi sau duminică, când dorește, frate. Duc la îndeplinire planul care l-am avut, adică de urgență să plec înapoi în România, să o văd pe mama și dau slavă Domnului că a întărit-o și acum mi se pare, adică nu că mi se pare sigur, e mai bine. Slavă Domnului! Și mi-a spus să mulțumesc și bisericii noastre că s-a rugat pentru ea și să știți că rugăciunile au putere și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a ascultat rugăciunile noastre și biserica din loc, am fost doar în biserica din Șofronea și dimineața și după masă duminică, transmite harul și pacea Domnului Iisus. N-au avut un salut special, dar m-am bucurat de dragostea lor și în același timp fratele Sorin a transmis fratelui Daniel salutări. Dânsul probabil că ne va vizita în toamna aceasta. Mulțumesc! Domnul să o binecuvânteze și încă o dată Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Sora mulțumește pentru rugăciunile care au fost înălțate pentru ea. Și ne amintim de cuvintele Domnului Iisus. I-a învățat pe ucenicii săi să se roage și să nu se lase. Aici e binecuvântarea rugăciunii, rugăciunea cu perseverență. Dumnezeu știe de ce a lăsat așa legile spirituale, dar vrea să ne rugăm continuu, să ne lăsăm până când primim răspuns. Și El promite că va face dreptate celor care strigă din când în când, care strigă zi
și noapte. Și când ne sculăm noaptea și nu putem să dormim, putem să ne rugăm. Putem să ducem înaintea Lui laudele noastre și cerurile noastre. Vreau să rămânem la cuvântul pe care fratele l-a citit la ora de rugăciune. Istoria așa de cunoscută a celor doi care au plecat spre Emaus în ziua în care Domnul Iisus Hristos a înviat și au plecat plin de probleme, triști, debusolați, deprimați, dar la sfârșitul narațiunii vedem pe aceiași oameni că sunt de acum bucuroși, orientați și cu cel mai mare entuziasm pentru viață. Ce schimbare face Dumnezeu în viețile celor care vin în prezența Lui. Acum, ce anume a schimbat realitatea lor? Întrebarea nu-i bună. Și de ce nu-i bună? Cine anume a schimbat realitatea asta tristă a vieții lor într-una binecuvântată? Și știm cine. A fost o persoană, Domnul Iisus Hristos, Cel care a schimbat realitatea tristă a vieții lor și a făcut să trăiască cu cea mai mare bucurie. Și acum, să știți că Domnul Iisus Hristos, nu găsesc cuvânt mai potrivit, dar He is in this business. El e în businessul ăsta să schimbe tristețea noastră în bucurie. Știți ce a spus Domnul Iisus când a intrat în sinagogă în Capernaum și i s-a dat să citească? A deschis la cartea prorocului Isaia și a citit în Isaia 61, zice că Duhul Domnului este peste mine pentru că Domnul m-a uns. Ce să fac? Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună în locul cenușii, un undelemn de bucurie în locul tristeții. El ia toate problemele vieții noastre, tot ce ne deranjează, ne face viața mizerabilă și în schimb ne dă tot ceea ce n-am anticipat vreodată. Așa procedează Domnul Iisus Hristos. Și așa a făcut și cu cei doi în momentul în care l-au primit în casă. Acolo unde oamenii sunt foarte dezamăgiți și neîncrezători, El poate să schimbe realitatea. Știți că odată a venit la cineva la Domnul Iisus și a spus: spune învățătorul, nu mai necăji pe învățătorul. Și de ce i-au spus așa? Nu mai necăji pe învățătorul. Să vedem cum cunoaște Scripturile. Era vorba de fiica lui Iair, trimisese tatăl ei vorbă la Domnul Iisus: vino și vindecă pe fiica mea, că e grav bolnavă. Și în timp ce Domnul Iisus zăbovea cu femeia aceea care avea o scurgere de sânge, care s-a atins de el, de poala hainei, vin alți trimiși de la Iair și zic: nu mai necăji pe învățătorul, că fiica ta a murit. Și ce zice Domnul Iisus lui Iair? Nu-ți fă probleme, pentru că atunci când ai venit la mine, nu există problemă prea grea. Fiica ta n-a murit, ci doarme. Și oamenii au început să-și bată joc de el, nu? Dar el și-a arătat puterea. I-a scos pe toți afară. Nu i-a lăsat să vadă minunea aceea. Știți de ce i-a scos? Mai multe motive. În primul rând că nu era vremea ca el să fie cunoscut ca Mesia, dar i-a scos afară pentru că n-au avut încredere în puterea lui de a schimba realitatea. La sfârșit, pe toți cei care au venit la mormântul Lazar, în fața lor a făcut minunea aceea că l-a înviat pe Lazar. Noi uneori ne închipim că îl necăjim pe Domnul Iisus cu problemele noastre și că de fapt venim la el și nici nu știm dacă nu întreținem gândul că nu poate, așa-i? Dar știți ce gând întreținem? Că nu vrea. Și cât e de păcătos acest gând? Cât de păcătos e omul care crede despre Domnul Iisus că nu poate să rezolve problema, așa că e păcătos. Tot atât de păcătos e și cel care zice: Domnul Iisus nu vrea. De ce a dorit Domnul Iisus să rămână cu ei? A dorit să rămână cu ei? Cu cei doi spre ei, sau a dorit să rămână sau nu? Sigur că a dorit să rămână cu ei. De ce a dorit să rămână cu ei? Pentru că erau ai lui și pentru că voia să-i scoată din cea mai mare tristețe a existenței lor. De ce a dorit să rămână cu ei? De ce au dorit ei să rămână cu el? Vedeți, aici se întâlnesc două dorințe. El vrea să rămână cu ei și ei exprimă și ei dorința ca el să rămână cu ei. De ce au dorit ei ca Domnul Iisus să rămână cu ei? Și de ce? Pentru că intuiau că acest străin are ceva ce ar putea să răspundă la toate întrebările lor. De ce s-a făcut Domnul Iisus că vrea să plece mai departe? Știți că El nu se oferă dacă noi nu dorim în mod explicit ca El să vină și să intre la noi, să petreacă cu noi. Domnul nu forțează ușa nimănui, o forțează în mântuire. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, voi intra.
nu o deschide cu forța niciodată. Și nu mântuiește Domnul Iisus cu forța pe nimeni. Dacă cineva e nemântuit și vrea să deschidă ușa când aude glasul lui, el intră și promite binecuvântarea. Voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Dar știți că există alte uși în viața noastră pe care le ținem închise în fața lui și la care el bate după ce ne-a mântuit? Așa e că există. Există domenii în viața noastră care nu le-am deschis Domnului Iisus Hristos și el bate. Știți că nu forțează ușile astea. Dacă noi deschidem ușa așa ca și cei doi spunem, Doamne, intră, vrem să rămâi cu noi, el intră și în domeniile respective ale vieții noastre și face ordine și acolo. Dar până nu-l invităm, nu intră cu forța niciun sector al vieții noastre. Și acum, avem probleme în viață, nu? Probleme legate de creșterea noastră spirituală, l-am invitat că el să rezolve aceste probleme. Probleme legate de acționarea cu înțelepciune, îl invităm pe el să ia și problemele astea în mâna lui. Avem situații dificile, probleme grele în viață pe care nu știm cum să le rezolvăm și ne chinuim așa, ne întoarcem după o parte pe alta, noaptea în somn. În loc să spunem, Doamne Iisuse, intră, rămâi și acționează tu cum vrei. Domnul nu forțează ușa nimănui. Și dacă ții uși închise față de Domnul, să știi că rămâi cu problemele tale. Acum, el dă celor doi posibilitatea să-și exprime dorințele, să-și exprime nevoile. Și este un îndemn și pentru noi să-i spunem și noi toate problemele existenței noastre. Să-i deschidem ușile. Iarăși un alt lucru care vreau să-l înțelegem de acest este că uneori Domnul ni se oferă în ipostaze în care noi nu-l recunoaștem. Cei doi nu l-au cunoscut. Știau că e un străin. Dar pentru că l-au primit, au fost binecuvântați peste măsură de mult. Și acum sunt ipostaze în care Domnul vrea să intre în casa noastră. Și noi nu-l recunoaștem. Zice, cine primește pe un copil în numele meu, pe mine mă primește. Domnul Iisus vine printr-un copil în familia noastră. Sunt familii care refuză copiii. Nu vor să-L primească pe Domnul Iisus. Sau sunt oameni nevoiași care au nevoie de o mână de ajutor. Domnul Iisus a spus că atunci când va veni în slavă și va împărți pe oameni două, pe la dreapta Lui va pune pe cei care sunt ai Lui și le-a spus, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncare, am fost sărac, m-ați ajutat, gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat în închisoare și mai departe. Și ei vor zice, Doamne, când am făcut noi lucrurile astea pentru Tine? Și zice, ori de câte ori le-ați făcut, fraților mei, mie mi le-ați făcut. Domnul Iisus vine la noi uneori în ipostaze în care nu-L recunoaștem. Și dacă nu ne deschidem ușa, așa cum a spus El, o rămâne fără binecuvântare. El a spus, a trimis ucenicii doi către doi și a spus, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Când primești în casa ta un om care este angajat în slujirea Evangheliei, îl primești pe Domnul Iisus Hristos. Și acum, ce aduce Domnul Iisus când este invitat în viața noastră, în casele noastre, în domeniile existenței noastre cu care, și în problemele cu care ne confruntăm? Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să ne oprim la o alta. De ce ai avut în vedere pe cei doi în mod special? Aș vrea să arăt trei datorii pe care aceștia și le-au îndeplinit și pentru care Domnul i-a binecuvântat. Întâi a fost datoria politeței. Au acceptat în discuția lor pe un străin. Nu erau obligați să-l accepte, nu-i așa? Și totuși l-au acceptat. Au ascultat cu atenție ce are străinul acela să spună. Inițial au crezut că acel străin nu poate să aducă niciun beneficiu vieții lor pentru că străinul nu cunoaște problemele așa cum le cunoșteau ei. Așa a fost prima lor impresie. Dacă de greșiți au fost și cum și-au schimbat părerea imediat după ce au stat de vorbă cu el câteva minute. Pentru că au ascultat, au avut această politețe să asculte, Domnul le-a binecuvântat.
Aici a fost binecuvântarea lor. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu voiau să-l asculte pe acest străin? Și când străinul a venit și s-a amestecat, se spune, știi ce, omule, noi avem problemele noastre, lasă-ne, păi, du-te tu, Domnul să fie cu tine. Ce s-ar fi întâmplat? Rămâneau cu problemele lor. Știi că Domnul Iisus îți vorbește de multe ori prin străini? Și ție, și mie. Străini în sensul că nu sunt oameni de la care noi așteptăm soluții. Cei doi n-au așteptat nicio soluție la acest străin care a venit lângă ei și a intrat în vorbă cu ei. Și prin acel străin Domnul le-a dat soluția. Domnul îți dă soluții pentru viața ta prin oameni de la care nu te aștepți. Dar dacă n-ai politețea ascultării, știi ce se întâmplă? Nu intri în posesia binecuvântărilor. Mi-aduc aminte de un tânăr care era student. Și-a venit o soră la el și i-a spus, zice, ascultă, zice, aș vrea să spun ceva. Și i-a spus, ia un sfat. Și-a zice, ascultă, zice, n-am nevoie de sfatul nimănui. Wow! Știți că da cu capul greu de tot. De unde știi că nu-ți vorbește Domnul prin persoana aceea care vine la tine să-ți spună ceva? Ai această politețe a ascultării. M-a auzit pe un frate, biserica în care am crescut și m-a impresionat lucrul ăsta. Era pe la 50 de ani, probabil, era medic, putea să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, așa, în mod elocvent. Și m-a auzit toată spunând că el este atent la fiecare cuvânt care e spus în biserică. Și ce nu contează cine trece acolo în față, că e școlat sau că e neșcolat, că e apreciat de unii sau neapreciat. Zice, găsesc că în fiecare în oamenii aceștia Dumnezeu poate să mă ofere ceva. Și am zis, măi, la vârsta aceea nu consideram așa. Că Dumnezeu poate să vorbească prin orice om și vorbește prin orice om care trece în față. Știți că de multe ori rămânem cu binecuvântările, străind de binecuvântările Domnului, pentru că Domnul ne pune în față un om și noi zicem, am închis urechea, uite așa, nu vreau să ascult. Ce poate să-mi spun omul ăsta? Eu știu mai multe. Politețea ascultării a fost un lucru care a dus binecuvântarea în viața lor. Au avut și au dat dovadă de politețea ospitalității și au îndeplinit și această datorie a ospitalității. Ce era această datorie? Cuvântul spunea că atunci când un străin este în preajma ta, să-ți deschizi inima față de străin. Zice, Domnul, vezi că și tu ai fost străin într-o țară străină, așa-i? Și nouă ni se potrivește cerința asta foarte bine. Și noi am venit aici ca străini în America, așa-i? Și ce bine a fost că a fost o familie care să ne aștepte, să ne găzduiască, să deschidă casa. Numai că unii, după ce au venit în America și s-au stabilit, au uitat că au fost străini și nici pomeneală să mai primească pe cineva în casa lor. Ei, cei doi și-au îndeplinit această datorie a ospitalității. Și pentru că au răspuns aceste îndatoriri pe care o aveau, fără să-și dea seama, au primit în casa lor pe Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul zice să nu dați uitării primirea de oaspeți. De ce? Hai să vedem dacă știți motivul. Pentru că prin ospitalitate, prin primirea de oaspeți, unii au găzduit în casele lor pe îngeri. Și pe care înger? Pe îngerul Domnului. Știți cine e îngerul Domnului? Pe Domnul Iisus Hristos. Ok? Acum, nu mă refer doar la datoria de a fi ospitalier. Mă refer la orice datorie pe care o avem ca și credincioși. Dacă refuzăm să ne îndeplinim datoririle, rămânem fără binecuvântări. Puteau și oamenii să spună, acum să primim oaspeți. Acum când suntem triși, când avem atâtea probleme, puteam invoca motivul ăsta. Atunci aveau mai mare nevoie să primească oaspeți. Și au spus unii, acum să slujesc, acum să jertfesc, acum să îmi îndeplinesc datoria cu tare și cu tare. Și fără să-și dea seama, trec pe lângă binecuvântările Domnului. Ce mari binecuvântări ar fi pierdut cei doi dacă nu-și îndeplineau această datorie, îndatorire a ospitalității. Mai a fost o datorie pe care și-au făcut-o și de care s-au chitat.
datoria împărtășirii binecuvântărilor cu alții. În momentul în care l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos și au fost binecuvântați prin prezența Lui, Cuvântul spune că s-au sculat și s-au dus la alții care aveau nevoie de aceeași binecuvântare. Și nu s-au dus liniștiți la culcare acum că au știut că Domnul Iisus a înviat. Pentru că știau că frații lor sunt în aceeași tensiune ca și ei și au nevoie de vestea asta bună. Și acum când tu primești o binecuvântare, ce faci? Te gândești și la alții care au nevoie de aceeași binecuvântare care ai primit-o tu și să te duci să împărtășești cu ei? Sau te duci la culcare fără să-ți pese de alții care ar avea nevoie de împărtășirea binecuvântării tale? Știți cum opresc unii binecuvântările? Când Domnul le dă, țin pentru ei și nu dau mai departe. Și-au făcut și această, și-au îndeplinit această îndatorire de a împărtăși binecuvântările cu alții. Și acum, care au fost binecuvântările primite prin prezența Domnului? Ce a adus Domnul Iisus Hristos când a fost invitat în casa lor să fie făcut parte a problemelor lor? Cuvântul spune că El s-a pus la masă cu ei și a rostit binecuvântarea. Slavă-ți pe Domnul Iisus, rostim binecuvântarea. Cât de mare a fost binecuvântarea că au auzit cuvintele Lui, că au înțeles scripturile explicate de El. Tot așa de mare a fost rostirea binecuvântării de către Domnul Iisus. Să intre El în casa ta și să rostească El binecuvântarea. Știți că orice cuvânt rostește Domnul Iisus devine realitate, nu-i așa? El spune și se face. Și când El rostește binecuvântarea, se materializează. Acum, oriunde El este invitat, El rostește binecuvântarea. Îl inviți în viața ta, îți dă binecuvântarea mântuirii, o rostește și devine realitate. Îl inviți în alte domenii ale vieții tale, în business-ul tău, în afacerile tale, în relațiile tale cu alții, în problemele existenței tale, El rostește binecuvântarea. Nu ține ușile închise, deschide-le pentru Domnul. El deschide ochii pentru a ne oferi înțelegere. Cum tu spune că le-a deschis ochii ca să înțeleagă, să-L cunoască. După ce le-a oferit cuvântul, le-a oferit și înțelegerea cuvântului, le-a oferit iluminarea de care aveau nevoie. Acum, de ce folos ne-ar fi cuvântul Lui Dumnezeu dacă l-am auzit în fiecare zi, dar nu l-am înțelege? Nu-i așa? Și aici e o mare binecuvântare pe care Domnul ne-o dă, nu doar că ne dă cuvântul Său, sunt oameni care n-au cuvântul Lui. Ne dă cuvântul și ne dă și înțelegerea cuvântului și aici este binecuvântarea Lui. În sfârșit, El oferă o cunoaștere reală, intimă, superioară a ceea ce este El. Acum îl cunoșteau și îl cunoșteau cum nu l-au cunoscut înainte. Cum nu l-au cunoscut înainte? Bă, l-au cunoscut ca și învățătorul, ca și Mesia, ca și promisul, ca și unul de care sunt legate speranțele lui Israel. Nu l-au cunoscut ca învingătorul morții. Și acum l-au cunoscut ca și învingătorul morții. Ce mare binecuvântare să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos în acest fel. Până atunci l-au cunoscut superficial, l-au cunoscut fragmentar. Și l-au cunoscut și îndoielnic. Noi trăgeam nădejde, dar acum ne-am dat seama că nu El. De acum este o cunoaștere profundă, o cunoaștere totală, nu-i fragmentară, și o cunoaștere sigură. Știu cine este Domnul Iisus Hristos și nu mai clătește nimeni după această temelie. Aici e binecuvântarea noastră, dragii mei, în cunoașterea adecvată a Domnului Iisus Hristos. El a spus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Și în măsura în care îl cunoaștem pe Domnul Iisus, în măsura aceasta suntem binecuvântați. Și acum, dragii mei, Domnul Iisus se îmbie și ție. Se îmbie probabil în ipostaze în care nu îl recunoști. Îl primești? Îl inviți în viața ta și în problemele tale? Aici e și o problemă de smerenie. În solicitarea celor doi rămâi cu noi, căci este spre seară, era exprimată și incapacitatea lor de a înțelege lucrurile lui Dumnezeu.
au început să priceapă ceva și au spus, dacă nu rămâi cu noi, nu putem continua să ne adâncim în lucrurile lui Dumnezeu. Rămâi cu noi. Și au recunoscut starea lor inadecvată. Și asta înseamnă smerenie, nu-i așa? Era recunoașterea nevoii după Domnul Iisus Hristos și au dat glas acestei nevoi. Tu ai această smerenie să spui, Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Am nevoie de Tine pentru mântuire, am nevoie de Tine să-mi rezolv problemele din căsătorie, am nevoie de Tine să-mi rezolv problemele din business, am nevoie de Tine în fiecare lucru. Ai această smerenie să spui, Doamne Iisuse, nu pot fără Tine. Aici e binecuvântarea noastră. Început serviciul în seara aceasta cu cântarea Nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima. Știți că în engleză cântarea spune Pass me not, O gentle Jesus, care înseamnă Nu trece pe lângă mine, Doamne Iisuse. Știți de unde e expresia asta? Nu trece pe lângă mine. În Scriptură. De unde? Un personaj a spus Domnului, nu trece pe lângă robul tău. Avram. Știți cine e această formulă? Nu trece pe lângă robul tău. Exprimarea smereniei, nu sunt vrednic să te oprești în casa mea, dar te rog, ai milă. V-am spus și altă dată că este o discuție aprinsă între calviniști și arminieni. Și arminienii acuză pe calviniști că aceștia îl fac pe Dumnezeu așa, un Dumnezeu crud. Dacă nu mă pun, e ales pentru mântuire, cum e El Dumnezeu bun? Și atunci n-ai voie să predici doctrina predestinării, că ești mântuit pentru că Dumnezeu a avut milă și te-a ales. Trebuie să spui că omul are merit, că omul acela l-a ales și de aceea. Știți cum o rezolvă cei care cred în predestinare și totuși nu zic că Dumnezeu e rău pentru că pe unii nu îi predestinează pentru mântuire. Știți cum o rezolvă? Dumnezeu pe unii a ales pentru mântuire. Și pe lângă alții a trecut. Și cum dăm voie să spun, că nu trece Domnul Iisus pe lângă niciunul care deschide gura și zice nu trece pe lângă robul tău. Haideți și în seara aceasta să rugăm pe Domnul Iisus Hristos să nu treacă pe lângă noi, pe lângă problemele noastre, ci să intre și să rămână cu noi. Amin. Ne ridicăm. Acum fiecare să ne rugăm pentru problema noastră, ne-am rugat pentru problemele altora. Păstrăm un moment de tăcere în care fiecare ne rugăm în inima noastră și spunem Domnului Iisus Hristos problemele care le avem, care ne apasă, poverile care nu suntem în stare să le ducem și să rugăm să nu treacă pe lângă noi, ci să intre și să rămână cu noi și să aducă rezolvarea problemelor noastre. Și după ce stăm acest minut în meditație, în rugăciune, în smerenie înaintea Lui. Cu voce tare să ne conducă fratele Sandu Dobrescu. Doamne Tată, venim în aceste clipe de seară să ne închinăm înaintea Ta și să-ți mulțumim că de fiecare dată când privim la cuvântul Tău, în mod deosebit când suntem înstrânși în casa Ta, Tu ne ieși înainte și ne spui lucruri deosebite. Slavă Ție! Mulțumim, Doamne, că nu numai aici, și oriunde Te dorim, Doamne, în viața noastră, Tu ești sprijinul și adăpostul nostru. Binecuvântat fie numele Tău. Amin. Ajută-ne, Doamne, să fim foarte atenți la ceea ce ne vorbești de fiecare dată. Da. Nouă și familiilor noastre, Doamne, că Tu Te descoperi și mai mult ca atât, ne Te-ai descoperit în cuvântul Tău în Scripturi și prin descoperirea Ta să Te cunoaștem, ne-ai făcut de cunoscut pe Tatăl. Izvorul dragostei care Te-a trimis să vii pentru noi. Îți mulțumim. Mulțumim. Vrem ca acest izvor al dragostei care L-ai avut pentru noi și a împlinit porunca Tatălui că ne-ai iubit și Te-ai dat pentru noi, acest izvor să fie și în noi cu adevărat un izvor
care să curgă spre seminii noștri. Amin. Chiar și spre cei care ne urăsc, spre cei care poate nu ne pot suporta. Ajută-ne să ne comportăm în așa fel încât să fim suportați, să fim plăcuți cu viața noastră. Te rugăm. Chiar dușmanilor noștri, te rugăm. În mâna ta încredințăm viețile noastre. În mâna ta încredințăm rugăciunile care ți le-am făcut și în seara aceasta. Și suntem plini de bucurie că Tu ni te descoperi, ni te faci de cunoscut. Da. Și ne ajuți, Doamne, ca să Te urmăm și să trăim în sfințenie așa cum ne-ai învățat Tu. Binecuvântează familiile noastre. Binecuvântează pe cei care Te-am rugat. Îndură-Te Tu de ei. Amin. Și binecuvântat fie numele Tău, Tată, în numele Domnului Iisus, căci prin Duhul Sfânt Tu ne asculți. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi, acum și totdeauna. Amin. Domnul să o binecuvânteze.